Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ozana Barabancea revine la Onești, anunță primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Incredibilă măsură luată de primarul Silviu Tinei. Mii de credincioși au fost prezenți la slujba de bobotează. Veste bună anunțată chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, pe rețelele de socializare. Îndrăgita soprană Ozana Barabancea revine la Onești. De altfel, aceasta a fost în 2022 cu un minunat spectacol de teatru în luna mai, Cum să pierzi totul într-o zi, ale cărui bilete s-au epuizat rapid, dar și cu un recital de muzică și poezie sugestiv intitulat Tu ești artă și iubire, în care a fost alături de fiica sa Gloria, ce a avut loc pe 10 iulie. Luni 16 ianuarie de la ora 18 vă invităm în cadrul stagiunii muzicale 2022-2023 la un recital de muzică și poezie românească dedicat Zilei Culturii Naționale în interpretarea sopranei Ozana Barabancea. Concertul va avea loc în sala Cinema Capitol. Intrarea este gratuită pe bază de invitații, maximum 2 persoane. Acestea se pot ridica de la caseria Cinema Capitol începând de 6 ianuarie ora 13, a mai transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Mii de credincioși au fost prezenți la slujba de bobotează de la Comănești, desfășurată chiar în centrul orașului. La eveniment, pe lângă un sobor numeros de preoți, au fost primarul orașului Comănești, Viorel Miron, deputatul de Bacău comăneșteanca Cătălina Ciofu și subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru. Credincioșii ne-au mărturisit că obișnuiesc să vină de ani de zile la acest eveniment. Nu e să veniți de bobotează aici să luați aghiazmă mare? Da. Da? Vă place aici cum e organizat? Da, da. Da? Nu mergeți la biserică? Am fost și la cealaltă, dar venim în tot, câți mai mulți preoți și luăm de aici. Am înțeles. Câți mai mulți și sfințăte de mai mulți. Am înțeles. E bine așa că se organizează în centru și că lumea are acces? Da, bineînțeles. Și venim cât mai mulți vin aici așa, din toate părțile. Da, vă, că numai așa oameni mai în vârstă, sunt și tineri? Vin și tinerii, tu vin, de acum vin, că știi că la 12 jumătate e dat. Deci ei vin atunci înainte? Da, da, vin atunci, vin okay, să aglomerează acuși, să vedeți acuși. De câți ani veniți așa? Venim, de 40 de ani. Aha, deci să fie tradiție. Da, noi, da, e tradiție de aici, și cu datinele și cu aghiază. Azi ce nu-i bine să facem de bobotează? Să nu spălăm rufii, să n-aruncăm în apă nimic, nici vasele astăzi. Da. Ați ținut post aseară? Da. Am înțeles. Veniți mereu aici de bobotează? Da, da. De unde sunteți? De aici, din Comănești. Din ce zonă? Din ce cartier? De aici, la Republice, exact de Sfântul Spiridon, la biserica de acolo aparțin. Am înțeles. Și am luat aghiazma seară de acolo, că s-a simțit la ora 4. Pe urmă, astăzi am fost la biserică, acum venim să luăm de aici aghiazmă. Dar de cât timp ați venit aici? Că văd că ai deja adunat. Timpul, după 30 de ani, tot timpul venim aici, că se face, vin mulți preoți. Foarte frumos. E bine amenajat aici? Da, foarte. Nu se bulucește? Nu, mai se buluncesc alte dată, dar aici. încet, luăm. Iasă un rând, intrăm alții și tot așa. Cu răbdare, nu? Cu răbdare. Stai. Mi-a zis aici, ziceați când am întrebat-o pe doamna, ce nu se face de bobotează? Am văzut eu că a zis așa, ia să ne spune și nouă. Nu se... Nu se spală rufii, tot la fel, dintre care 7 zile luăm aghiazmă dimineața, ne închinăm și cu asta stropim prin casă, să alunge toate duhurile rele. E foarte bun când Doamne ferește de o boală, de ceva. Vă ține așa tot anul aghiazma mare? Da, da, tot timpul. Eu am și da. Trecut, și acum, da, și o pun la flori după aceea, la un an nu se aruncă. Sau la pom. O pun la pom sau la flori, eu le pun când stau la bloc, o pun la flori. De bobotează în fiecare an. Da? Da. E frumos amenajat, vă place cum a făcut primăria? E foarte frumos, în fiecare an face frumos, este frumos acum, numai cât timpul nu e atât de frumos cât ar trebui să fie. Adică? Adică nu e zăpadă, nu e gerul boboteze care trebuia să fie. Acă am fugit gerul boboteze. Acă am fugit gerul boboteze. Chiar că ne lipsește gerul boboteze, așa l-am învățat noi de mai, când eram mai tânăr, mai cu dar acum s-a schimbat timpurile.
S-au schimbat și oamenii? S-a schimbat, absolut. Dacă se schimbă timpul, se schimbă și oamenii. S-a foarte mult s-a schimbat și oamenii, se schimbă și timpul. Dar era mult mai frumos, cum v-ați spus, dacă era zăpadă și gerul care se spune de Bobotează, sigur că da. Veniți des aici, doamna, de Bobotează? Des că sunt născut aici, aici pe strada asta. Da? Da. Și să înțeleg că veniți așa de Bobotează aici mereu? Aici venim mereu. Mergeți și la biserică? Ne-a invitat, da, bineînțeles. Am înțeles. Da. Vă place cum e organizat aici? Foarte. Foarte frumos organizat. Pe aici s-au și de-astea de datinile, tot de aici au plecat. Și ați fost la datini? Au fost. Vrei... V-a plăcut multă lume? Da, bineînțeles, dacă sunt de aici. Am înțeles. În sânge, nu? În sânge. Și anul acesta au fost sfințite apele râului Trotuș cu aghiasma mare pentru a-i proteja pe oameni și bunurile acestora. Veniți la slujba de Bobotează, am văzut că multă lume și în centru, multă lume și aici la punte. E adevărat, toată lumea, îl apreciem pe domnul primar și ceea ce face pentru orașul nostru, face lucruri bune, de om gospodar, odihui Trotușul din 2005, dânsul de atunci a intrat primar și de atunci orașul nostru este în ordine, curățenii, vine cu Bobotează și la punte, aruncă crucele în apă cum sunt obiceiurile și n-au mai fost inundații și probleme care să ne afecteze mai mult decât puterile noastre. Și credeți că din cauza faptului că o sfințește și apele râului Trotuș, de asta nu mai vin inundații? Eu știu, poate Dumnezeu a întors fața către noi. Da, și mai multă lume să roagă și poate ne ocolește. Să sperăm. Veniți mereu la Bobul la slujba aici, nu? Sigur că da, suntem de aici din zonă și da. Am înțeles. Da, am fost și noi afectați, ne-au luat casa în 2005, dar Dumnezeu ne-a mai dat putere, am mai refăcut. Trotușul este diguit, suntem... Nu mai stați cu emoții, nu? Nu mai stăm cu emoții. Acum e frumos, ne plimbăm pe malul Trotușului, ne plimbăm pe faleză. Ieșim la plimbare. Un mesaj dacă e pentru cei care n-au apucat să vină aici? La slujbă? Da. Da. Totuși ar fi fost bine să fac un sacrificiu odată pe an, să vină, dar dacă n-au ajuns, Dumnezeu să-i binecuvinteze acolo unii sunt, poate au anumite motive și să fie binecuvântați, să avem un an cu sănătate, pace pentru toți acei care... Totuși cred în o forță supranaturală, Bobotează, ce să mai zicem, un an bun cu sănătate și la mulți ani. De altfel, un mare număr de credincioși s-au aruncat în apele râului Trotuș pentru a găsi crucile de lemn aruncate de preoți. Sunt curajos, ai pregătit, ai băgat în apă. Da, cum să nu, în fiecare am vrut să fac asta. E prima dată când faci sau mai ai făcut? Am mai făcut odată, acum vreo 5 ani. Și văd că vremea te ajută, e foarte bine azi. Foarte bine. De la pantalon scurs și tricou și gata, pregătit de... Pregătit de baie. E apa rece? E ok. E dar foarte... de ce te-ai băgat în apă? Să am noroc tot anul și sănătate. A mers, a funcționat? Am funcționat, sunt mulțumit și cu asta, când am prins, da. Ok, felicitări atunci. Mulțumesc. Ai fost curajos, te-ai băgat în apă? Bună ziua, sigur că da. Nu-i rece? Ba, da. E prima dată? Da. Văd că ai prins busuiocul. Da. Tradiția spune că nu se răcește dacă te bagi în apa de... Oricum mă-ți răcit. N-am ce mai pierde. Ok, e prima dată când faci. Da. Și tradiția spune că cine se bagă va avea tot noroc tot anul, nu? Să dea, domnul. Te aștepți la treaba asta? Sper. Ok, un mesaj dacă e pentru cei care sunt mai puțin curajos să facă și ei? La anul ăsta nu se mai poate. Da, merită încercat. Merită încercat măcar o dată, nu? Sigur că da. Mersi. E frig? Este frig. Cum e apa? Deci, vremea nu este foarte rece, dar apa e rece. E rece, nu? E rece. Ți-ai planificat să te arunci în apă azi? Păi nu, că eu am văzut tot convoiul și zic că am întrebat un polițist, se aruncă crucea în apă? Da, hai că am lăsat mașina acolo, m-am dezbrăcat și am venit. Am înțeles. E prima dată când faci? Da, e prima oară și... Ai prins crucea. Că s-a întâmplat așa, da. Se spune că s-o să ai noroc tot anul. Doamne ajută. La și nici nu răcești că dacă te bagi în apă. Așa să fie, gata. Așa să fie. Doamne. Un mesaj pentru cei care sunt mai puțin curajoși? Păi frica e cel mai mare dușman al omului, pot spune. Da? Da. Deci da. Merită o dată în viață să merită, facă? Nu doar asta, orice fel de frică să treacă peste. Astăzi e o zi călduroasă, o zi frumoasă, o zi cu soare. Dacă era gerul Boboteze, te băgai?
Da, bineînțeles, mă băgam, da. Sigur? Păi eu fac metoda Wim Hof. Okay, cred că ați auzit de ea, sunt băi în gheață. Deci, cu alte cuvinte, ți-ai făcut antrenamentul? Da, îl aveam deja făcut, era pe nepregătite, așa că și sunt și salvamar, am crezut că e denotat, așa, dar na, nu avem unde aici în zonă. Speranțe, da. Okay. Bine, mulțumim și multă sănătate! Și eu vă mulțumesc și doamnește la toată lumea! Domnule primar, a fost un an în care de bobotează nu s-a aruncat cineva în apă? N-a fost niciun an în care să nu s-arunce mai mulți în apă. S-au aruncat cel puțin 3, 4, 5, 10 persoane. Anul acesta au fost câțiva tineri care s-au aruncat, dar iarna de anul acesta este incomparabilă cu alți ani. Și se spune că cine se aruncă în apă să prindă crucea, acela va fi sănătos. Eu cred că va fi sănătos tot anul 2023 și nu vor fi niciun fel de probleme. Am înțeles că unul din băieții care s-au aruncat este chiar în domeniul, este salvamar, chiar și scafandru, am înțeles că este. Se aștepta să înoate, dar nu prea are unde, că trotul și e micuț. Dacă vroia să înoate, trebuia să înoate contra curentului, să vadă dacă îl poate învinge. Curentul, că repede, trotul și este destul de repede și curge repede și destul de greu să poți înota împotriva curentului. Se pare că oamenilor le lipsește gerul bobotezei foarte mult și aici și în fața, în centrul orașului, ne-au spus, dole, nu mai e gerul bobotezei. Deși lipsește gerul bobotezei, noi am avut crucea de gheață, ați văzut. Am văzut. Ca în fiecare an, încă chiar am glumit cu preoții la început, zic că haide să începem că se topește gheața și nu mai putem să mai avem cruce de gheață. Dar vedeți că clima se schimbă de la an la an. Posibil să nu mai avem ieri, cine știe, să nu mai avem zăpezi. Dar noi putem să mergem mai departe. Anul acesta a ținut Dumnezeu cu cei săraci din cauza crizei energetice. Am consumat mai puțin gaz, mai puține lemne și nu am fost cutiți de gripă. Deși temperaturile nu sunt atât de reci, gripa era planificată și trebuia să-și respecte programul. Felicitări, ați avut un număr record de turiști, deși sunteți de puține zile, ca să zicem așa, stațiune, orașul Comănești de puține zile, ați avut un număr record de turiști, cred că veniți din toată lumea, din toate colțurile, oricât de îndepărtate. Da, de la an la an cresc numărul de vizitatori în orașul nostru, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, de anul nou și nu în ultimul rând special pentru festivalul de datin, care este cel mai mare festival de datin din România, pot să o garantez lucrul acesta și așa cum ați văzut ne-am trezit chiar în ziua respectivă, am avut și adrese oficiale prin care ne solicitau sprijin la diverse grupuri de turiști. Anul acesta, chiar în ziua spectacolului, ne-am trezit cu turiști foarte mulți care s-au prezentat chiar în ziua respectivă la primărie, unde ne-au solicitat să-i putem ajuta în diverse probleme. Ați făcut așa o estimare? Vă gândeați că va fi atât de mulți turiști de pe 30, când sunt tradițiile? De regulă, numai în perioada respectivă nu mai sunt locuri de cazare la pensiunile, nu numai din Comănești, ci și pensiunile sau locațiile de cazare din zona, din împrejurimile Comăneștiului. Dar recomandarea mea este, odată și devenind o stațiune turistică Comăneștiu, recomandarea mea este să se gândească fiecare investitor care dorește să facă ceva în zona noastră să-și construiască câte o pensiune. În felul acesta vor avea, știu eu, poate că chiar în viitorii ani, dar în următorii 10 ani, vom avea turiști. Câți turiști sunt în Comănești? 10.000, vor veni și 10.000 de afară. Felicitări încă o dată și un mesaj pentru comăneștieni pe final. Să dea Dumnezeu să avem un an mai bun, un an cu sănătate, să ne păzească Dumnezeu de toate relele, că din cauza aceasta am făcut și slujba de astăzi la Bobotează, să ne păzească Dumnezeu de inundații, de catastrofe, de cutremure și să putem să ne revedem cu mare drag și în alți ani.
Regimul de hrană și alimentație în Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca. Nutriția clinică și alimentația unui pacient în spital nu înseamnă doar dietoterapie, ci totalitatea resurselor puse la dispoziția acestuia pentru a-și păstra sau redobândi sănătatea. Alimentația pacientului este stabilită în concordanță cu recomandările igienico-dietetice corespunzătoare patologiei sale. Planificarea eficientă a unui meniu în spital necesită colectarea unei game largi de informații, atât din punct de vedere medical, dar și dietetic. Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca integrează în echipa multidisciplinară un dietetician autorizat care întocmește planul de dietă astfel încât să fie adaptat calitativ și cantitativ procesului terapeutic al pacientului, să fie cât mai variat în limita posibilităților, dar și să respecte gustul, plăcerea și obiceiurile bolnavului, să aibă un aspect plăcut, să fie servit la o temperatură dorită, dar și într-o ambianță care să-i facă plăcere. Mesele pacienților sunt preparate în blocul alimentar propriu, dotat cu o bucătărie modernă și personal calificat. De altfel, planul de îngrijire al pacientului cuprinde și aspecte de educație nutrițională și acces la informații, cum ar fi broșura privind regimul de hrană în spital, recomandări nutriționale pentru un stil de viață sănătos, chestionare de satisfacție privind modul de alimentație și hrană în Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca. Fotografiile prezentate au rol informativ și o parte dintre mese sunt servite în farfurii la patul pacientului sau în sala de mese sau în caserole de unică folosință biodegradabile. Spitalul Municipal Bacău este eligibil pentru finanțare prin PNRR, iar aceasta este o veste bună pentru toți băcăuanii. După cum am spus anterior, noi liberalii, sănătatea cetățenilor nu are culoare politică și ne dorim mai mult decât oricine ca proiectul să fie finalizat, mai ales că vorbim de un proiect liberal. Soluția decentă și necesară era ca atât Consiliul Județean Bacău, cât și primăria să se pună la o masă și să discute matur. Noi, PNL Bacău, am spus încă de la început că susținem orice variantă pentru ca fostul spital municipal să obțină o finanțare europeană și să poată asigura cele mai bune condiții medicale la standarde moderne pentru pacienți, iar dovadă stau voturile noastre din administrația locală și județeană. Realitatea este că mulți viteji, care acum se arată, au tărăgânat nepermis de mult rezolvarea situației din orgoliu politic. În timp ce unii făceau doar postări, dar nu catadixeau să-și pună pe ordinea de zi a Consiliului Local proiectul, noi liberali am discutat în repetate rânduri cu reprezentanții guvernului pentru a vedea care e cea mai eficientă variantă pentru ca investiția să obțină finanțare. Important este de acum încolo să lăsăm deoparte bătălia politică care interesează mai puțin pe băcăuani care ajung la spital cu o nevoie medicală și să ne concentrăm pe rezultate concrete pe care Consiliul Județean poate să le livreze. Incredibilă decizie luată de primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Vremurile grele cer măsuri disperate, dar tot ele dau naștere la oameni puternici, spun câteva vorbe înțelepte din popor. Conștient fiind de investițiile pe care le avem de cofinanțat din bugetul anului 2023 și de responsabilitatea derulării unui număr impresionant de obiective, împreună cu domnul viceprimar am decis să renunțăm în mod voluntar la 20% din drepturile salariale lunare cuvenite, respectiv anularea sporului pentru gestionarea de fonduri europene, proiecte aprobate prin PNRR. Alături de noi, toți funcționarii publici din cadrul primăriei vor avea salariile diminuate între 10 și 20% prin stabilirea valorii coeficientului la nivelul anului 2019, respectiv 2080 de lei și nu cea aferentă anului 2023, respectiv 3000 de lei, a transmis acesta. Acest lucru a fost propus Consiliului Local Gura Văii prin proiectul de hotărâre numărul 11.382 din 17 decembrie 2022, inițiat de subsemnatul și adoptat prin hotărârea Consiliului Local Gura Văii numărul 141 din 21 decembrie 2022. Implicit în virtutea codului administrativ și consilierilor locale ai comunei Gura Văii, li se vor reduce indemnizațiile pentru participarea la lucrările Consiliului Local. În cursul anului 2023, în cadrul primăriei comunei Gura Văii, nu se vor acorda sporuri de condiții vătămătoare, sporuri de calculator ori alte tipuri de sporuri prevăzute de legi speciale dar nejustificate. Aceste măsuri vor scădea considerabil fondul anual de salarii și ne vor permite să asigurăm din bugetul local sumele necesare începerii derulării ori definitivării unor investiții precum alimentare cu apă satele Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău,
extindere rețea de apă potabilă, proiect integrat pentru înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă, modernizarea iluminatului public, modernizarea infrastructură rutieră, modernizare stradă Pătrășcani, căminul cultural Dumbrava, sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public la nivelul comunei. Alte investiții necesare dezvoltării comunei noastre, a explicat primarul comunei Guravăi, Silviu Tinei. Reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru locuitorii din zonele afectate de poluare. Marți 13 decembrie a fost depus un proiect de lege de către deputații PNL de Bacău Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Mircea Fecheț și senatorul PNL Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele din zonele afectate de poluare. Am depus o inițiativă legislativă alături de colegii parlamentare Elena Hărătău, Mircea Fecheț și Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani la persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Comănești, pe o rază de 8 km în jurul localității. Reducerea se va face fără penalizarea prevăzută la liniatul 4 din legea numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ca urmare a poluării remanente de care au suferit. În minele din Comănești în 1940, când tehnologiile erau tot mai avansate, a lucrat zilnic în praf, uneori chiar în apă până la brâu, în fumul toxic al locomotivelor ce asigurau transportul cărbunelui din subteran și cu riscul surpărilor, au însemnat pentru mineri condiții grele de muncă, condiții de muncă care și-au pus cuvântul asupra stării de sănătate pentru majoritatea minerilor, aceștia suferind de diferite boli după anii munciți în subteran. Este vorba de boli de plămânde, as, reumatism, boli ale articulațiilor. În 1954, când a fost construită termocentrala Comănești cu o putere de 25 MW, fapt ce a permis mărirea capacității de aprovizionare cu energie electrică și agent termic folosit de consumatori industriali și casnici din zonă și împrejurim, un lucru benefic pentru dezvoltarea industriei, dar în același timp poluarea și-a pus amprenta pe toată Valea Muntelui. Noxele emanate din arderea cărbunelui, praful reziduar ce ieșea zilnic pe coșul termocentralei, sterilul rezultat din arderea cărbunelui care era depozitat în zonă, au afectat sănătatea multor generații de comăneșteni. Exemplu concret, iarna la Comănești zăpada nu era albă. Aici devenea gri în câteva minute, la fel și rufele gospodinelor întinse la uscat. Este greu de imaginat cum arată plămânii locuitorilor zonei care au fost expuși la această poluare. Am încredere că inițiativa va fi susținută și de forul legislativ, a transmis Cătălina Ciofu în informarea de presă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 7 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 8 grade Celsius pe timpul zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius. Duminică 8 ianuarie, cerul va fi înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 5 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 2 grade Celsius. Luni 9 ianuarie, cerul va fi mai tot timpul înnorat, cu maxima zilei ce nu va trece de 7 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.